România, aproximativ 600.000 de persoane sunt infectate cu virusul hepatic C. O parte dintre aceștia au urmat deja terapia standard, constând în tratamentul cu interferon și ribavirina. Care sunt ratele de răspuns pozitiv la acest tip de tratament? Vreau să spun de la început că acești 600.000 de pacienți care au făcut deja tratament nu reprezintă o populație uniformă, adică contează cum au ieșit ei din acest tratament. Au ieșit pentru că n-au răspuns, au ieșit pentru că au răspuns pe parcursul tratamentului și au recăzut la controlul de la 6 luni după. E foarte important să facă acest control 6 luni după ce au oprit tratamentul. Este obligatoriu, de fapt. Și aceste răspunsuri diferențiate sunt cele care dau informații și despre cum vor răspunde pacienții mai departe la o nouă schemă de tratament. Ce se întâmplă cu persoanele care nu răspund la tratament sau au avut o recădere la terapie? Ceea ce vă spuneam, dacă au avut o recădere, în principiu sunt candidați ideali pentru tripla terapie, noua vedetă pe care o avem astăzi. Tripla terapie care este cunoscută deja foarte bine, noi vorbim de luni, de ani de zile vorbim de tripla terapie și există, este și implementată în destule țări. Și la noi în țară tripla terapie este disponibilă. Nu vreau ca oamenii să creadă că o ținem undeva și nu o scoatem ca să nu l-o dăm. Există pe piață, se poate face. Ce înseamnă tripla terapie? Înseamnă că la terapia standard de până acum, adică interferon, peghilat și ribavirină, adăugăm un nou medicament, un medicament cu acțiune directă antivirală. Interferonul și ribavirina, acționând prin niște medicamente, să spunem, prin niște mecanisme, iertați-mă, mai complexe. Dar există medicamente după modelul, dacă doriți, al antibioticelor, care sunt medicamente care acționează împotriva bacteriilor, sunt medicamente antivirale directe care acționează la fel direct împotriva virusului. Deci adăugarea unui astfel de medicament, și sunt două, cred că nu este nicio problemă să le spun numele, bocevirus și telaprevirul, adăugarea unui astfel de medicament crește foarte mult rata de răspuns a pacienților care au răspuns inițial pe durata tratamentului la dubla terapie și au recăzut 6 luni mai târziu. Dublează practic această rată de răspuns. Din păcate, pentru cei care n-au răspuns în timpul dublei terapii, înseamnă că atunci când le dăm tripla terapie, le dăm două medicamente ineficiente, interferonul și ribavirina, și un al treilea, acest antiviral direct, care va trebui să ducă pe umerii lui singur greul luptei împotriva virusului, iar virusul C este un virus care se adaptează foarte repede dacă îi dai un singur medicament și practic, la fel ca microbii, ca bacteriile, va găsi o cale să devină rezistent la nou medicament, iar tripla terapie la non-responderi nu este grozavă. Înțeles. Ați spus că tripla terapie este disponibilă și în România. Este inclusă în programul Casei Naționale de Asigurări? Nu. Casa Națională suportă integral tratamentul pacienților cu dublă terapie. Și asta de ani de zile, de ani buni de zile. Rezultatele sunt foarte bune, aș putea spune. Foarte bune, am avut acum câțiva ani, existau niște liste de așteptare interminabile, stăteai ani de zile pe listă, astăzi practic mișcarea se face de la câteva, și când spun câteva mă refer la puține săptămâni, 3-4 săptămâni, până la probabil câteva luni, iarăși puține luni ca să ți se dea aprobare de tratament. Aceste condiționări erau legate de factori economici, nu de altceva. Am fi dat cu plăcere la toată lumea dacă puteam să suportăm aceste tratamente, de altfel extrem de scumpe. În jur de 10.000 de euro este o dublă terapie per pacient. În afară de ce suportă Casa Națională, companiile farmaceutice implicate, printr-un acord cu Casa Națională, au hotărât să suporte și ele o parte din cheltuielile, în special cele diagnostice, dar și terapeutice, o parte de medicamente sunt plătite direct de către companii. Testările pentru tratament sunt plătite în bună măsură de către companii. Sunt niște acorduri economice, mai mult nu pot să vă spun că nu sunt economist, dar negociate de Casa Națională. Tripla terapie înseamnă o încărcătură
financiară importantă. De aceea, noi analizăm posibilitatea ca această triplă terapie să fie suportată de către Casa Națională și vă pot spune că foarte probabil că va fi suportată, rămâne de văzut cât și cum. Adică probabil că medicamentele vor fi, ca de obicei, date gratuit, dar rămâne să vedem cât va plăti Casa Națională, cât vor plăti companiile, se negociază la preț. E din nou o treabă economică, aici are loc o negociere ca în orice pe lumea asta. Pacienții vor avea tripla terapie, aceea la care tripla terapie va avea șansele cele mai bune să fie eficientă, adică niciun stat nu face numai gesturi filantropice, adică tratăm pe toată lumea, că așa trebuie să tratăm pe toată lumea. Există în spatele fiecărei decizii, există o analiză economică. Am înțeles. Și aveți o estimare de timp pentru această... Pot să vă spun că protocolul științific, adică discuțiile care au loc între noi, între experții medicali, științifici, sunt foarte avansate. Protocolul este în fază finală de redactare. Un protocol care a durat câteva și a necesitat câteva luni de dezbatere între noi, să ne punem de acord iarăși asupra acestor chestiuni sensibile. Ce faci cu cel care n-a răspuns? Ce faci cu cel care are nu știu ce profil special genetic? Apoi rămân discuțiile economice, finanțiste, când și partea organizatorică, până se ia decizia, până se dă un ordin comun al Ministrului Sănătății, al președintelui Casei Naționale, până se publică monitorul oficial. Dacă doriți o părere absolut neoficială, o părere personală, cred că este o treabă de câteva săptămâni până când să vedem publicat un nou ordin.